Hai, noromă, bă, aici bine v-am regăsit la un nou episod din prezentarea modpack-ului. Bă, astăzi vreau să vă arăt cam ce am reușit să modific la modpack-ul ăsta sau ce am mai adăugat, ce am mai scos, ce am mai multe chestii. Înainte de toate, nu uitați să dați și voi un like acestui videoclip și să strângem și noi la acest videoclip 8 like-uri, pentru că la cel anterior am strâns 7 like-uri și hai să strângem la asta 8 like-uri. Dacă sunteți noi și sunteți, sau nu știu, nu aveți un rent, puteți să dați un rent la casa 403. După cum bine vedeți, nu am reușit, nu știu ce trebuie să-i fac la chestia asta, să nu mai îmi dispară umbrele, nu știu, mă nebunește chestia asta. Stau de ceva timp și mă chinui să văd de unde pot să scot sau să fac, să rectific chestia asta și nu o găsesc. Pe urmă, am schimbat hood-ul. După cum vedeți, hood-ul e modificat. Pe partea stângă avem HP-ul, pe partea dreaptă avem armura sau, dacă nu mă înșel, când ne urcăm în mașină avem viața mașinii. Când e low, când îți cade din HP, îți apare așa un fel de splash pe hartă. Am băgat pe câteva mașini aici, avem un Audi A4. E low, nu știu, nu face prea mult lag. Ce am mai băgat? Niște skin-uri, nebunii, chestii, trestii, ce mai avem pe aici? Uite, avem un corvet, avem ăla e Audi A4 detonat, ăla e buletul, e tot la fel un Jaguar. Nu știu, dacă vreți puteți să vă mai băgați voi mașini. Eu am zis că, bă, nu are rost să bag prea multe mașini pentru că nu știu cât de mult lag provoacă. Am mai băgat un pachet de skin-uri tot la fel low ca să nu provoace prea mult lag. Nu știu cât de mult lag provoacă skin-urile, dar am zis, bă, mai bine așa. Ce am mai băgat? Un timesick frumos acolo, corect, corespunzător, să se vadă ca lumea. Am zis că bag și ceva vegetație, da, am zis că, bă, nu are rost să bag vegetație, pentru că vegetația, după cum bine știe toată lumea, îți mănâncă din FPS-uri maxim. Ce am mai făcut? Nu știu dacă i-am mai făcut ceva. Tot am umblat să-i rectific tot felul de chestii la modul să nu primești crash-uri, să nu, nu știu, am umblat mult și am căutat mult cum să fac faza asta cu umbrele să nu mai dispară, gen că stai pe loc. Bine că faza e că umbrele dispar doar când ești pe loc, așa când mergi cu mașina ele nu dispar, nu știu, nu înțeleg. Următorul videoclip pe care o să-l postez cu modpack-ul o să fie deja cu modpack-ul postat, pentru că o să mai încerc să-i fac unele rectificări mâine și cred că undeva mâine seară o să-l postez, nu știu sigur, dacă reușesc să-i fac cam ce mi-am pus eu un gând așa, o să-l postez mâine seară, oricum o să fac videoclipul cu modpack-ul final. O să vă las link de download și o să-l descărcați acolo. Nu știu, în rest nu am mai postat de 2-3 zile pentru că, na, cu muncă, cu nebunii, trestii și nu am mai avut timp, nici nu am fost acasă, nu am avut acces la calculator, la absolut nimic să pot să postez. Nu știu, cred că mâine seară tot la fel o să facem un live, cine vrea facem un live cu CS, facem o grupă dacă vreți. Așa, nu știu, mare lucru, nu știu, nu am ce să vă postez pentru că, na, ce am schimbat, avem la modpack-uri, modificări, avem ăsta Cars care l-am băgat, sunt mai multe mașini, dacă vă provoacă prea mult lag, puteți să-l scoateți. Ăsta e tot la fel pentru mașini, puteți ori să-l scoateți, ori să-l dezactivați de aici, aveți hood-ul, aveți un... de asta pentru audio, skin-urile care sunt low, textură și cam atât. În modpack mai aveți în felul următor harta pe M, care e destul de detailată și ăsta îmi dă una și mă sparge. Hai, mi-a dat de majulit. Așa, ce mai aveți? Nu știu ce mai aveți exact.
În fine, o să vă las că nu o să postez mod pe cul întreg, o să vă las exact ce are toate fișierele în el. Dacă în caz de ceva, nu știu, s-ar putea că la mulți din voi să dea un crash sau să nu vă meargă din cauza mapei sau din cauza NB-ului, o să vă arăt exact cum puteți să scoateți NB-ul. O să vă las un folder în folderul sample-ului, adică unde e GTA-ul instalat cu toate trei părți a modpack-ului, cel a NB-ului, pardon, cel low, cel mediu și cel high. Nu știu, acum depinde de calculatorul vostru cam cum vreți să-l faceți și cam cum vă duce, că na, bănuiesc că toată lumea îl vrea pe high să arate cât mai bine. Dar dacă e și nu vă merge și așa, o să vă las, o să vă arăt cum puteți să dezactivați modpack-ul ăsta high, să-l băgați pe cel low sau pe cel mediu. Așa. O să vă las, faza e că eu o să vă pun deja, adică modul o să fie exact cum îl prezint eu, cu NB-ul low, cu toate nebunile. Numai că pe videoclipul de mâine când o să-l postez, o să vă arăt cam cum puteți să scoateți NB-ul ăsta high și să-l băgați pe cel pe cel mediu, sau puteți să extrageți direct din fișierul cu NB-ul mediu, să-l puneți peste ăsta high, e cam același lucru. Orică opriți pe ăsta prima dată și să-l puneți pe ăla, orică faceți așa, e cam același lucru, dar eu v-am spus din prima pentru că eu să-l postez deja cu modpack-ul cu NB-ul high. Mașinile tot la fel. Dacă vreți, puteți să le lăsați, dacă vreți, puteți să le scoateți, nu știu, e fix alegerea fiecăruia, mie îmi place enorm de mult mod pe costan. Mașinile sunt low quality și nu consumă chiar așa mult, adică nici nu știu dacă consumă ceva. Hai să strângem la videoclipul ăsta, după cum am zis, 8 like-uri și mâine cred că o să postez mod pe col.